Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Fraților, după o perioadă cam de o săptămână, așa a venit momentul să mai vă arăt porumbeii, ce pui mai am din ultimele serii de la perechile de anul acesta. Să vă arăt așa în mare porumbeii masculi și femelele. Pui pe anul 2022, pui aici iarăși doi pui, aici un pui foarte frumos și el. Mascul gălățean, aici doi pui la limonie, cucul este cam bolnăvior. Aici un alt pui, este frate cu acesta de aici, un metis, pui de gălățean, bine că n-am s-a împerecheat cu acest gălățean roșu, aici neagră cu acest mascul. Sunt foarte mulți la împerechiere pe care s-au împerecheat acum pe toamnă, nu știu de ce. Sunt și la nepârlire, îi vedeți și la penaj. Acest mascul vânăt se împerechea cu această femelă albă de aici. Aici un pui tot de anul acesta, un pui de anul acesta, din alb și pălțată, tot la fel un pui aici, de anul acesta. Aici femeia încântată de jucător cu acest mascul, nu știu dacă o să-i mai țin. Aici doi puișori foarte, foarte frumoși. Pui acolo alb cu negru, această femelă, aici o femelă foarte frumoasă, din acest mascul. Și femela de sus de acolo, neagră. Această pereche de gălățeni, nu mai am făcut ouă. Birmingham cu acest mascul, împerecheată. Alb e aici foarte frumos și el, acest negru cu alb, voiajor, acesta este un metis, voiajor aici, metis, voiajor, această frumoasă porumbiță, pui, este maică sa leită întreagă, o vedeți? Deci cam acestea sunt ultimii pui pe anul 2022, sunt foarte, foarte frumoși, mai ales cei negri de acolo. Ce pot să vă zic? Sper că v-a plăcut videoclipul, sper că vă plac porumbeii, mai ales pui. Apreciați clipul, puneți-mi la story, dați-mi tag acolo și ne vom revedea într-un nou video în curând. Salutare și numai bine, v-am pupat!